Am căutat și am răscolit după Dumnezeu de când mă știu. Timp de mai multe vieți, de la începutul existenței mele. Odată l-am văzut lângă o stea îndepărtată, așa că m-am bucurat și am dansat de unul singur, pentru că, deși era o mare distanță, nu era imposibil de ajuns până acolo. Am călătorit multă vreme, vreme îndelungată, și în cele din urmă am ajuns la acea stea îndepărtată. Dar Dumnezeu se mutase pe o altă stea. Lucrurile au decurs în felul acesta timp de secole. Da, și eu tot îl căutam pe Dumnezeu. Provocarea era atât de mare încât am sperat, chiar și atunci când mi se părea că pur și simplu am rămas fără speranță, eu am tot sperat. Trebuia să-L găsesc și eram absorbit întru totul de această căutare. Trebuia să-L găsesc pe Dumnezeu. Însăși căutarea era atât de îndoielnică, atât de misterioasă, atât de încântătoare, încât Dumnezeu devenise aproape o scuză, iar căutarea se transformase în țelul mult urmărit. Căutarea era importantă. Spre surpriza mea, într-o zi am ajuns la o casă, de pe o stea, bineînțeles, foarte îndepărtată. Stea care avea o mică tăbliță în fața ei, pe care scria: aici locuiește Dumnezeu. Bucuria mea era fără de margini. În sfârșit, eram aproape de împlinirea visului meu. Și atunci m-am grăbit către treptele casei. Foarte multe trepte avea acea casă, care duceau înspre ușă. Și pe măsură însă ce mă apropiam pas cu pas, treaptă de treaptă, mi s-a strecurat așa o mare teamă în suflet. Chiar în momentul în care eram gata să bat la ușă, m-am simțit pur și simplu paralizat de o frică cum nu mai cunoscusem până atunci. Și nu o mai gândisem până atunci și nu mai simțisem nimic până atunci, ceva asemănător. Nu o mai visasem până atunci. Frica mea era dacă această casă este cu adevărat a lui Dumnezeu, e, ce voi mai face eu după ce îl voi întâlni pe Dumnezeu? Căutarea lui Dumnezeu devenise însăși viața mea. Iar a da ochii cu El, cu Dumnezeu, ar fi echivalent cu o sinucidere. Și apoi, ce voi putea face eu împreună cu Dumnezeu? Lucrurile acestea nu îmi veniseră în minte până atunci. Atunci se născuseră. Trebuia să mă fi gândit la asta. Chiar trebuia. Înainte de a-mi începe căutarea, trebuia să mă gândesc la asta. Adică să mă fi hotărât, ce voi face eu când voi fi față în față cu Dumnezeu? Păi la asta nu mă gândisem. Mi-am luat ușurel încălțările în mâini și tiptil, în liniște, cu mișcări foarte lente, am pășit înapoi, speriat, ca nu cumva Dumnezeu să audă ceva, să deschidă ușa și să-mi spună: unde te duci? Eu sunt aici. Hai, vină înăuntru, nu m-ai căutat atât. După ce am coborât scara cu numeroasele ei trepte, am alergat cum n-am mai alergat vreodată în viața mea. Și de atunci continui să-L caut pe Dumnezeu, îndreptându-mă în toate direcțiile, dar ocolind din adins casa în care pare că locuiește El cu adevărat. Acum știu că acea casă trebuie să fie ocolită. Așa că îmi continui căutarea și mă bucur din inima mea toată de călătorie și de neîncetatul meu pelerinaj. Tagore, în căutarea lui Dumnezeu,